Domnul artist Constantin Samuil, artist plastic, este născut în comuna Corbi. Câteva date despre domnia sa, satul Păinărei. Știm că are și o revistă cu același titlu, dacă mi-amintesc bine. Școala elementară în comuna Corbi, Facultatea de Construcții la București. O activitate profesională deosebită, începând cu Trustul Petrol Pitești și zic eu, printre altele, și la Consiliul Județean Argeș, la direcția tehnică a lucrat. Dar ce ne interesează pe noi? Activitatea artistică, spun eu, și nu vreau să fiu lipsit de modestie, este una excepțională. Nu numai pe linia colaborării cu Centrul Cultural Pitești, început acum câțiva ani buni, când făceam ucenicia la Centrul Cultural, o activitate artistică încrunată de expoziții personale și participări la diverse expoziții: Metaloplastie, Galerie de Artă Naivă, 1972, Pitești, expun câteva, Metaloplastie, expoziție personală, Casa Studenților, București, Metaloplastie, expoziție personală, Pitești, la Technic Club, Metaloplastie, 44 lucrări donate și expuse în Casa de Cultură Domnești, donate Comunei Domnești și comunității de acolo. Alte lucrări de metaloplastie donate Comunei Corbi, unde s-a născut, pentru muzeul local. Și nu în ultimul rând, pentru satul natal, spune domnia sa, Păinărei. Deci am spus metaloplastie, un segment al activității domniei sale, un alt segment, pictură pe sticlă. Expoziție personală, icoane, expuse în 1990 la Casa Sindicatelor Pitești, 30 de lucrări. Expoziție personală la Sinfonia Lalelelor în 1992. Expoziție personală permanentă în Muzeul Bisericii, monument istoric, după cum bine știți, în comuna Corbi, 32 de lucrări. Au un monument, în adevăratul sens al cuvântului, de excepție. Al treilea segment, lucrări de pictură și metaloplastie la aniversarea 50 de ani, deci a combinat metaloplastia cu lucrările de pictură. Casa Sindicatelor Pitești. Expoziții de grup, expoziție personală la fel, Constantin Samuilă 77, amintea și distinsa mea colegă, un număr de 77 de lucrări expuse la Centrul Cultural Pitești. Grafică, pictură, metaloplastie, metamorfoze. 2015. 2015. Vedeți, am două pagini, eu am spicuit numai câte ceva din activitatea domniei sale artistică, ele sunt mult mai multe și o să ne spună poate la momentul potrivit. Pictură pe sticlă, icoane, 1990 în Canada, nouă lucrări, aplauze. Pictură în ulei, nu știam nici eu și nu mi-a spus, a fost confidențial, văd, de-abia acum am descoperit sau îl redescoper pe domnul Samuilă. Pictură în ulei pe pânză, 1969, în Grecia, la Atena, șase lucrări, aplauze. Metaloplastie și artă metamorfozată, 1995, în Franța, la Bordeaux, 8 lucrări. Extraordinar, aplauze. Sunteți plin de secrete, domnule Constantin Samuilă. Activități culturale artistice, un talent nativ. Membru al coralei DC Chiriac și îl salutăm și pe domnul Paraschivescu, vă mulțumim. Din anul 1988, membru al corului veteranilor, formația corală Doruri Argeșene și corul Armonie al Centrului Cultural Pitești. Autor și editare. Un alt segment printre cele pe care vi le-am amintit. Autor al unui număr de 9 cărți, ultima fiind Mărturii la vârsta celor 3 sferturi de veac, 2014. Repet, Mărturii la vârsta celor 3 sferturi de veac, 2014. Aplauze. Expoziții de artă plastică, personaje și de grup au fost numeroase și le-am prezentat anterior, cât de cât. Toate lucrările de metaloplastie, icoane pe sticlă, artă metamorfozată, au fost donate instituțiilor de artă, de cultură
sau muzeelor. Un lucru extraordinar. Să-i mulțumim Domnului. Sper să ne vedem cu domnia sa și la Constantin Samuel 80 și mai departe. Și să-i urăm sănătate în primul rând. Și din când în când să mai participe la acele colocvii, simpozioane de care v-am amintit anterior, indiferent de tema abordată. Mulțumim mult, domnule Constantin Samuilă! Felicit pe domnul Samuilă, uite, venisem cu niște copii de la Brătianu, că mai dăunezi domnia sa, a fost oaspetele colegiului Brătianu, unde ne-a recitat foarte frumos o poezie și ne-a prezentat semnătura holografă a lui Mihai Eminescu, descompusă așa, să vedem cât de migălos și câte mutări făcea marele nostru poet pentru a-și scrie semnătura și foarte citesc și foarte frumos. De asemenea, am bucurat de vizita domnului Ghilencea Nicolae, care este un caligraf desăvârșit și care ne-a introdus în arta caligrafiei. Chiar astăzi, unul dintre elevii mei a reușit să realizeze o poezie scrisă de mine pentru Brâncuș și așa cum a scris-o domnia sa. Domnul Samuilă este o personalitate multilaterală în domeniul artistic, este un bun recitator, este un creator, dar este un artist plastic de mare valoare, după cum se văd și aceste tablouri și aceste minunate picturi pe sticlă. Așa după cum există o tradiție în România, în țara noastră, a picturilor pe sticlă, există icoanele pe sticlă la Nicula, în mănăstirea din Transilvania, despre care un dascăl al meu de literatură, scriitorul Ion Apostol Popescu, a scris această lucrare, Icoanele pe sticlă de la Nicula. Și iată că avem chiar în fața ochilor scene
din Biblie și scene din creștinism pe care le redă foarte frumos domnul Samuilă. Știu că este și sculptor și mai și sculptează și face metaloplastie, parcă, nu-i așa, domnule Samuilă? Este membru activ al corului și al grupului Armonia și colaborăm foarte bine la Cenaclu Carpatica, văzându-l în sală și pe domnul redactor șef Nicolae Cosmescu al revistei noastre. Și mulțumesc foarte mult și în încheiere, dacă îmi permiteți, să vă dedic la toți poezia Brâncuș, pe care mi-a transcris-o foarte frumos domnul Ghilencea și pe care am scris-o chiar în ziua lui Brâncuș, adică pe data de 19 februarie, când s-a fost declarată zi națională. S-a făcut dreptate, Brâncuș este și al nostru, dar este un artist desăvârșit, universal, aparține culturii și tezaurului universal. Brâncuș, și m-am trezit dimineață pe la 5:30, mai scrisesem și altele, fusesem invitat de Protoieria Pitești la un simpozion să recit versuri, dar am zis, m-am trezit cu alta care o consider mai bună. Brâncuș. Fericitule Brâncuș, piatra pasăre făcuși, și-ai trimis-o în cer să cânte și în lucefer să descânte, cu mințenia gregară ai urcat-o în fecioară și într-o rugă ascultată ai stors lacrima din piatră. Pe poarta brâncovenească stă sărutul să pocnească lângă îngerii tăcerii de la masa învierii, infinitizând alpine universuri poganine și esența frumuseții în oul eternității. Pietrele se minunară și destinul ți-l sculptară tainele desăvârșirii în miracolul iubirii. Vă mulțumesc! Sincere felicitări, maestre, pentru tot ce faceți și tuturor, pentru că ați binevoit să veniți la așa activitate frumoasă, iar eu sunt cu un grup de copii de la Bretianu. Suntem prin apropiere, că sala de obișnuită e ocupată, dar am avut bunăvoință să venim alături de dumneavoastră. Să trăiți! Mulțumim foarte mult! Și mă duc, până la
au trecut, i-am făcut vază, măi. 78 de ani din viață au trecut, i-am făcut vază. Care cred că fiecare dintre noi și l-ar dori, din cel puțin două motive. În primul rând, să atingi respectoasa și frumoasa vârstă de 78 de ani, este un lucru frumos și dorit de noi toți. Și în al doilea rând, să atingi această vârstă într-o stare fizică și mentală, așa cum este și spirituală, cum o are domnul Samuilă, este un lucru de invidiat, pentru care v-aș ruga să-l aplaudăm din toată inima. Vreau să îl felicit pentru tot ce a făcut pe plan cultural, pe plan artistic, pe plan spiritual, fiindcă pe plan profesional, mă rog, este apreciat prin acea contribuție pe care a dat-o de-a lungul serviciului dumnealui, sigur, mică, fiindcă nicio pensie nu este foarte mare, dar este apreciat prin acea pensie. Dar pentru ceea ce a făcut și mai ales pentru ceea ce încearcă să facă și reușește, cu dumneavoastră toți, dar mai ales cu cei tineri, e un lucru deosebit. Domnule Samuilă, noi am fost și colegi o perioadă mai scurtă de vreme. Eu eram la prefectură, subprefect, dumnealui era la direcția tehnică și mi-aduc aminte de pasiunea spre pictură și alte și pentru cântat pe care o avea, evident, nu de atunci, cu mult mai devreme. Eu vă felicit, vă doresc să fiți sănătos în continuare, să ne fiți aproape și noi dumneavoastră. Vă felicit pe dumneavoastră tuturor, pe toți că v-ați făcut timp
ceea ce nu prea ne facem noi așa cum ar trebui timp pentru cei apropiați, dar dumneavoastră iată că o faceți și pentru un apropiat deosebit să-i fiți alături la această aniversară, dar nu numai la această aniversară, și prin acțiunile pe care le întreprinde, îi sunteți aproape. Vă mulțumesc și dumneavoastră deopotrivă, să vă dea Dumnezeu tuturor sănătate, sporul toate și la mulți ani, domnule Samuilă! Peste puțină vreme, pe 20 mai, se vor împlini 628 de ani de atestare documentară medievală a Piteștiului. Am deosebită plăcere să vă înmânez această icoană pe sticlă, reprezentând pe Sfântul Constantin și Elena, și ce e mai interesant, pentru că ei au luptat și au învins datorită crucii. Acolo sus, doi îngeri poartă o cruce pe care spune, pe care scrie: prin cruce vei învinge. Și au învins. Așadar, să învingeți și dumneavoastră în sănătate și bucurie. O ținem undeva ca să o... Da. Mulțumesc mult. Poate de multe ori plictisim, poate de multe ori credem că spunem lucruri în plus. Dar cred că e bine să reamintesc că în 1993, într-un mai, 23 mai era atunci, am stat tot împreună cu un alt, atunci era preasfințitul, între timp s-a mai înălțat și este un alt preasfințitul, Calinic, am statuat ca cei doi sfinți să fie, cei doi împărați sfinți să fie ocrotitorii Piteștiului. I-am stabilit atunci, împreună, ideea a fost a mea, am și eu o Elenă în familie, copilul meu, și am statuat atunci să fie patroni spirituali din două motive. În primul rând că erau lângă data nașterii Piteștiului, 20 mai, era 23 mai, erau sfinții împărați Constantin și Elena, și mai ales că formează, sigur, nu sunt soți, dar formează echilibru, este un bărbat și o femeie, echilibru și familie care se cuvine a fi cinstită de noi toți, de ortodoxi, de toți credincioșii, dar mai ales de noi, de piteștini, care zic eu că suntem echilibrați și, să spunem, și foarte credincioși. Încă o dată, să aveți o sărbătoare frumoasă și toate cele bune. Vreau să spun două vorbe, trei. Mai bine mai târziu decât niciodată. Din cauza mea, din vina mea, mă rog, nu l-am cunoscut până de curând pe maestrul Constantin Samoilă. Prima dată când v-am văzut, maestre, m-ați uimit cu talentul oratoric. Când ați adresat câteva cuvinte pline de simțire venerabilului domn Mihai Ghițescu. Următoarea dată m-ați uimit cu talentul actoricesc, când într-o seară foarte frumoasă în această încăpere, unde s-au citit câteva poezii de ale mele, dumneavoastră ați încheiat, pot să spun apoteotic, nu doar citind, ci recitând. Și a fost pentru mine iarăși o mare surpriză plăcută. După aceea v-am auzit cântând cu corul Armonia. Aveți și acest har. V-am citit apoi și mi-ați adus aminte, m-ați dus înapoi cu peste jumătate de secol, când și eu am mers cu prietenii mei mai mari decât mine, cu Buhaiul și am, cu Plugușorul. Și cu Buhai, cu păr, da, de cal, de coadă de cal. Astăzi mă încântați, ne încântați cu aceste minunate picturi. Vă mulțumesc pentru tot și permiteți-mi, pentru că eu sunt medic, dar am fost realist și mai știu încă să adun. Și o scurtă adunare vreau să vă citesc.
adunare. Desăvârșit orator, recită ca un actor, cântă ca un bun tenor, peniță de scriitor, poate e și dansator. Poate a fost și dansator. Sculptor și pictor creștin, maestrul cu har divin, Samoilă Constantin. Mândruță cu părtăia, la grea boală m-ai băga. Și Domnul mă face bine, hai nu și nu și da, până noi fi lângă tine, hai nu și da. Și Domnul mă face bine, hai nu și nu și da, până noi fi lângă tine, hai nu și da. Nu te băga lună nori, să vină cine mi-e dor. Nu te băga lună nori, să vină cine mi-e dor. Nu te băga lună-nceață, hai nu și nu și da, să mai stau cu bădea-n brațe, hai nu și da. Nu te băga lună-nceață, hai nu și nu și da, să mai stau cu mândra-n brațe, hai nu și da. Soarele de dimineață m-a prins cu bătița-n brață. Soarele de dimineață m-a prins cu mândruța-n brață. Și tot nu n-am săturat, hai nu și nu și da, bătiță de sărutat, hai nu și da. Și tot nu ne-am săturat, hai nu și nu și da, mândruță de sărutat, hai nu și da. Știu, leicuță, știu prea bine, vorbește lumea de mine. Știu, mândruță, știu prea bine, vorbește lumea de mine. Și de mine și de noi, hai nu și nu și da, că ne iubim amândoi, hai nu și da. Și de mine și de noi, hai nu și nu și da, că ne iubim amândoi, hai nu și da. Am pornit de la următoarea idee. Anul trecut, când am aniversat cei 77 de ani și când am avut o expoziție retrospectivă tot aici în cadrul Centrului Cultural Pitești, dintre cei care au vorbit atât de frumos, domnul Mihai Ghițescu, domnul Marin Ioniță și alții, domnul Marin Ioniță m-a certat. De ce m-a certat? Pentru că eu am zis așa, asta va fi ultima mea expoziție. De ce? Pentru că la vârsta asta e greu să te mai reproduci păsimeze cu lucrări noi. Mi-am adus aminte de aceste cuvinte într-un vis de noapte. Dimineața m-am trezit și am zis, hei, rup! Și m-am apucat de treabă. Iată că am realizat în 3 luni de zile ceea ce se vede aici. Nu numai icoanele pe sticlă, ci și metaloplastie, un portret și, mă rog. Când o să vedeți lucrările, în mod sigur vă veți opri la imaginea de aici, din dreapta, de la mijloc, Maica Îndurerată. Sigur, este după icoana Sfintei Marii, dar este realizată așa cum eu nici n-am gândit să o realizez. Poate cine știe, Dumnezeu m-a îndreptat într-acolo să realizez
o figură atât de îndurerată, când o să vedeți din apropiere, o să vă dați seama, atât de îndurerată încât am zis, domne, asta este cea mai bună lucrare a mea. Cea mai bună lucrare a mea, alături de o altă, să vă spun ceva, alături de o altă lucrare a mea, care am făcut-o cu 23 de ani în urmă, când unul din băieții mei, la 20 de ani, ne-a părăsit, fiind student în anul întâi de facultate, ne-a părăsit din cauza unei leucemii rebele. I-am făcut un portret. Și acest portret, la fel, fără să vreau, a ieșit atât de teribil, după părerea mea și după părerea altora, încât o figură atât de tristă și atât de speriată ca figura aceea care i-am realizat-o eu, n-am mai văzut. Deci poate Dumnezeu coboară de acolo de sus și ne dă indicații prețioase. Sigur că aceste lucrări vor merge în totalitate în comuna mea natală, în satul meu natal, în satul Poinărei, care mi este atât de drag și pentru care am atâta stimă și admirație, pentru că acolo s-au născut oameni deosebiți și unul dintre acești oameni deosebiți este domnul profesor Grigore Constantinescu. Personalitate deosebită a Piteștiului, un suflet al Poinăreiului. Și vă rog frumos să-mi permiteți, pentru că sunt nostalgic după Poinărei, că asta este, acolo unde te-ai născut, nu poți să uiți niciodată. Mi-e dor de satul meu natal, născut la margine de Codru. Mi-e dor de fluier de cioban și de tălângi pe verde plai, de mândru port, de dulce grai. Mi-e dor de dealurile verzi, de doine ce doinesc și în rai. Mi-e dor de munții făgărași, pe veci acoperiți de soare. Mi-e dor de sunet, de caval, de murmur tainic, de izvoare. Mi-e dor de satul Poinărei, cu mândru port, cu dulce grai. Mi-e dor de horele rotate, aici, în colțul sfânt de rai. Mi-e dor de clipa revederii, când nu-mi pot stăpâni uimirea și în prezența tuturora mai desenez și îmi cânt iubirea. Mi-e dor de satul Poinărei, cu mândru port, cu dulce grai. Mi-e dor de satul meu natal, cu doine ce doinesc și în rai. Cum l-am cunoscut pe Samoilă? După ce am început și eu să muncesc, să-mi afirm unele calități profesionale, am fost cooptat în Comisia de Sistematizare a fostei regiuni Argeș și pe urmă județul Argeș, din care făceau parte cei mai reprezentativi arhitecți, graficieni, peisagiști, ingineri instalatori, ingineri electricieni, constructori. Și eu eram cel mai tânăr, reprezentam sectorul de drumuri și poduri. Și îmi dădeau atenție ceilalți membri cu mai multă experiență, de la care am învățat foarte mult. Printre cei care prezentau proiecte a fost și domnul Samoilă,
lucra la direcția tehnică și avizam proiecte. Și atunci am aflat că dânsul și pictează, și dansează, și cântă frumos, și l-am abordat de-a lungul anilor cu ocazia diverselor simpozioane, congrese organizate de mine la Pitești, pentru ca împreună cu Romica Constantinescu, cu Lucici, cu ziariști de la Argeș, să ne pregăteam aceste simpozioane. Și ultimul lucru care vă spun, să nu se mai laude domnul Samoilă cu lucrările acestea, pentru că cea mai frumoasă lucrare a dumnealui este cea care mi-a făcut-o cadou și reprezintă pe Sfântul Gheorghe. Yeah.
De regulă eu nu prea vorbesc la toate întâlnirile astea, mai mult când. Dar având pe domnul Samoilă, coleg la Corala Chiriac, mă leagă atâtea amintiri, am umblat în toată Europa alături de dânsul. Dânsul a avut grijă ca de fiecare dată să noteze pe hârtiuță toate locurile unde am călătorit și deja a scris două cărți cântând prin Europa, cu o călătorie în Germania, altă călătorie în Italia. Dânsul spunea puțin mai devreme că credea că este ultima expoziție pe care o va realiza. Și la noi în coral au fost foarte mulți coriști care au decedat datorită vârstei și dânsul îmi spunea mereu, zice, eu sunt următorul, că eu sunt cel mai în vârstă. Dar s-au mai dus vreo 4-5 și dânsul încă supraviețuiește și mă rog la Dumnezeu ca să supraviețuiască cât mai mult, pentru că sunt oameni, și domnul Samoilă și domnul Perniu sunt oameni de bază în corala DG Chiriac și mă bucur că pot să particip alături de dânsii și să put, adică să pot să exploatez cât mai mult, poate și la 80 de ani și la 90 de ani, dacă da. Eu îi mulțumesc mult pentru eforturile care le-a făcut totdeauna de a veni la repetiție, pentru eforturile de a cânta, este sufletul coralei, adică prin tonusul pe care îl are ne bine dispune și pe noi. Oricum, viață multă înainte și la mai multe expoziții și la tot ce vă doriți dumneavoastră. Ce pot decât primul lucru pe care vreau să-l fac, să vă salut pentru, receptivitatea dumneavoastră la această întâlnire. Este o întâlnire de suflet. Distinsul nostru artist, pentru că domnul Samoilă, Costică Samoilă, este un artist polivalent. Vă gândiți dumneavoastră, nu face numai pictură de ulei pe sticlă, dar face și sculptură și multe alte îndeletniciri din acestea artistice pe care le are din dotație. Dar nu despre asta aș vrea să vă spun. Lucrul cel mai important pentru mine este zona din care vine, Poeinăreii. Gândiți-vă dumneavoastră ce, eu știu, frumos sună această denumire, Poeinărei, care vă duce pe niște meleaguri din acesta de vis, de fantome, de zone rezervate de natură pentru oamenii deosebiți. Zona Poeinăreii nu a adus numai pe Constantin Samoilă și pe domnul Grigore Constantinescu, pe care îl văd în fața mea și pe care îl salut cu acest prilej, niște oameni de asemenea de mare talent, cei doi, Grigore și cu Costică Poeinăre. Poeinăre te indispune prin zona geografică. Duceți-vă și colindați, adică vizitați această localitate și o să vedeți că este o localitate într-adevăr de vis, pentru că colinele, pășunele, grădinile, pomii, pădurea, sunt toate îți inspiră totdeauna elemente inedite. Acolo descoperi într-adevăr natura aceasta care este fantastic de frumoasă și care îți impune o anumită ținută, îți impune o anumită emoție pe care nu o întâlnești în orice loc geografic din această țară. Mai mult decât atâta, și am să termin, pentru că dumneavoastră sunteți sătul de dispute. Aș vrea să remarc un singur lucru. Dumneavoastră trebuie să știți că această localitate Poeinărei are și o altă însemnătate în istoria țării noastre. De acolo a pornit rezistența împotriva comunismului. De acolo, gândiți-vă dumneavoastră la Nucșoara, rezistența celor oamenilor care și-au sacrificat viața pentru țara aceasta, pentru regimul în care noi suntem acum și care au pierit în vestitul proces care s-a produs în Pitești și unde cei condamnați, cei care au fost prinși prin trădare, au fost condamnați la moarte.
dar nu despre asta. Asta ca un moment de amintire că în această localitate, pe lângă artiști care promovează și ridică nivelul de cultură al țării noastre pe noi trepte de țară care se afirmă în lumea noastră globală în care trăim în prezent, dar în același timp eu am vrut să remarc tocmai această etapă istorică a celor care s-au sacrificat și a cei care au fost inițiatorii adică anti-eroi anticomuniști care au pornit din Păinărei. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Dirijorul corului Armonia și nu numai că este dirijorul corului Armonia, dar are o voce de miliarde, vă va încânta cu o melodie minunată, după care vom face încheierea, iar după încheiere, sigur că da, veți trece prin fața simezelor, prin fața lucrărilor și veți zice asta e bună, asta nu e bună, asta o menținem, asta o dăm jos sau treburile dumneavoastră. Așadar, până găsim noi orchestrația, pentru că dânsul cântă live și cântă frumos, să știți, așa, ce mai învârtim, ce mai sucim, iese socoteala, intră socoteala. Mă rog. Încercăm pentru o prima audiție. Viața trece, totu-i trecător. Viața trece și îmi este dor. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, frumoasa și iubita mea. Tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Cântarea dragostei. Credința în amor, cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, frumoasa și iubita mea. Tu ești cântarea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, frumoasa și iubita mea. Povestea dragostei.
sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, frumoasa și iubita mea. Tu ești chemarea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Tu ești cântarea dragostei. La 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 la. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-o an, la mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dori, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani, una!